Zilele acestea, la sediul Complexului Energetic Hunedoara, au loc negocieri pentru contractul colectiv de muncă atât al minerilor cât și al energeticienilor. Se dorește creionarea unui contract comun pentru aceștia. De menționat este faptul că, până acum, minerii și energeticienii au avut contracte diferite. Este făcută o comisie la nivel de complex pentru identificarea elementelor care or să fie introduse în viitorul contract colectiv de muncă, care va fi unic pe Complexul Energetic Hunedoara. Deci este o comisie, ieri s-a întrunit, astăzi se întrunește și să identifică elementele comune, astfel încât să armonizeze cele două contracte. Astea, finalitate, mă gândesc, o să aibă până în aprilie, când contractul colegilor de energeticieni știu că expiră, al nostru expiră pe 10 iunie 2014. Sindicaliștii au cerut ca ortacilor să le fie crescut sporul de periculozitate, însă responsabilii diviziei miniere din cadrul CEH spun că efortul bugetar este destul de mare. Am discutat cu organizațiile sindicale despre mărirea acestui spor de pericol. În momentul de față purtăm discuții cu dânsii în vederea identificării surselor pentru a putea să mărim sporul de pericol de la 700 la 850 de lei, ar fi un efort financiar al diviziei miniere de aproximativ 6 milioane de lei până la sfârșitul anului. În momentul ăsta nu-i avem, dar o să încercăm să găsim surse. Negocierile pentru contractul colectiv de muncă al angajaților de la Complexul Energetic Hunedoara sunt abia la început.